Fratele Bici Khalifa a fost arestat. Tânărul se află în închisoare de mai bine de două luni. I s-au adus acuzații grave. Tiberius Emanuel Nicolai, fratele mai mare al Bici Khalifa, trece prin momente grele de pe mai bine de două luni. Tânărul a fost arestat în luna martie, iar pe portalul instanțelor de judecată apare și informația conform cărei acesta e privat de libertate căci numele său se află într-un dosar privind traficul de droguri de mari risc. Fratele Bici Califa e arestat preventiv pentru trafic de droguri, cu toate că sora sa mai mică. Bia Califa a ținut ascuns până de curând acest lucru. În urmă cu doar câteva zile a cerut să-l poată vedea pe tânăr și să-i ofere o îmbrățișare suferind mult după ce acesta a fost arestat. Deși fratele blondinei a încercat să conteste decizia judecătorilor, aceea de a rămâne în arest, contestația a fost respinsă, iar în continuare băiatul se află închis în același dosar în care apare numele fratelui Bici Califa mai apar și alte patru nume ale altor bărbați. Cu toți sunt cercetați pentru traficul de droguri de mare risc, dar și efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive. După cum se afară pe portalul instanțelor de judecată informare, setările tale privind cucheurile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepti cucheurile social-media pentru afisarea acestui tip de conținut modifică setările în urmă cu doar câteva zile. Arestul celor bărbați, printre care și fratele Bici Califa, a fost prelungit. Astfel, aceștia vor fi nevoiți să mai petreacă încă o lună în închisoare, până la data de 14 iunie, urmând ca ulterior să se dea o nouă decizie în ceea ce privește informare. Setările tale privind cucheurile nu permit afișarea conținutului din această zonă, e necesar să accepti cucheurile social media pentru afisarea acestui tip de conținut modifică setările, ce spune Bia Khalifa despre aceste acuzații. Contactată de reporterii Spinus, ro pentru a-i cere un punct de vedere referitor la această situație, Bia Khalifa a confirmat faptul că fratele ei e privat de libertate și e nevoit să stea în arest. Ea susține însă că pe oameni nu ar trebui să-l intereseze de el, ci de ea, căci ea este o persoană publică, totodată. Bia califa dă vina pe sistemul de învățământ românesc pentru situația în care fratele ei a ajuns informare. Setările tale privind cucheurile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepti cucheurile social-media pentru afișarea acestui tip de conținut, modifică setările. Tânăra știe că fratele ei va ieși din arest. Însă susține că băiatul e conștient de greșeala pe care a făcut-o și și-o asumă, informare, setările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepti urile social media pentru afișarea acestui tip de conținut modifică setările, Bia Califania mai povestit că suferă foarte tare și că i-a fost dor de fratele ei, însă în cele din urmă a reușit să-l vadă și să vorbească, după două luni în care nu a mai știut nimic de el, informare. Setările tale privind cookie nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepti cookie social media pentru afișarea acestui tip de conținut. Modifică setările.